Știți care este întrebarea pusă cel mai des aici pe canal? Din absolut toate întrebările, cel mai des întâlnesc: se poate înlocui drojdia proaspătă cu cea uscată? Și mai sunt și alte nelămuriri importante legate de drojdie, precum: nu este prea multă drojdie la kilogramul de făină? Sau se poate congela drojdia? Sau pot să înlocuiesc drojdia cu praf de copt? Astăzi vreau să vă răspund detaliat la toate aceste întrebări. Câtă drojdie este corect să folosim la 1 kg de făină? Am fost întrebată la multe rețete diferite dacă nu este prea multă drojdie în aluat. Și deși nu este chiar cea mai frecventă întrebare, voi începe cu ea pentru că mi se pare chiar foarte importantă. Așadar, câtă drojdie este de fapt corect să folosim la 1 kg de făină? Pentru un aluat simplu de pâine, doar apă, sare, făină, un aluat nici prea moale, nici prea tare, adică genul de aluat pe care îl întâlnim noi cel mai des, doza normală este de 50 de grame de drojdie. Pentru aluaturile foarte moi, cu hidratare mare, sau aluaturi cu dospire îndelungată, se pune drojdie mai puțină, începând de la 1 gram până la 50 de grame, și asta este în funcție de aplicație. Pentru aluaturile foarte bogate în zahăr și grăsime, cum este cel de cozonac, doza de drojdie trebuie mărită, pentru că zahărul și grăsimea îngreunează mult dospirea unui aluat. Așadar, mărim gramajul de drojdie cu scopul de a păstra același timp scurt de dospire. Dar cât punem? Spre exemplu, dacă intrăm pe site-ul unui mare producător de drojdie, Pacmaia, vedem că doza recomandată pentru aluaturi dulci este dublu față de aluaturile simple, adică 100 de grame. Această regulă de a folosi mai multă drojdie pentru aluaturile cu mult zahăr și grăsime nu este nouă și nu este născocită de Pacmaia sau alt producător de drojdie, ci de brutari care aveau nevoie de o soluție pentru a scurta timpul de producție destul de mare pentru acest tip de aluaturi. Spre exemplu, în rețetarul de cofetărie din 1963 găsim o rețetă de cozonac moldovenesc care conține la un total de 4,9 kg de făină 400 de grame de drojdie comprimată. Dacă facem un calcul simplu, reiese un gramaj de 82 de grame de drojdie la kilogramul de făină. Cam aceasta este și doza testată și recomandată de mine. Pentru un cozonac cu dospire rapidă, folosesc între 80 și 85 de grame de drojdie. Excepție fac, bineînțeles, rețetele de cozonaci în care trebuie să dospim mult pentru a întări rețeaua de gluten. Exemplu perfect este cozonacul fără frământare. Acolo nu vrem să dospim repede. Este absolut necesar să dospim timp îndelungat, deci nu putem folosi multă drojdie. Exact la fel și pentru cozonacul tradițional, cu 3 dospiri. Aveți ambele rețete pe canal. Acum, probabil o să-mi spuneți: bine, dar eu am făcut cozonac cu 50 de grame de drojdie de multe ori și a crescut și a ieșit foarte pufos. Sigur că da. Și dacă puneți 5 grame de drojdie în aluat, în orice aluat, el va dospi. Singura diferență este timpul, în cât timp dospește. Dacă punem 5 grame, dospește în 24 de ore, să zicem. Dacă punem 50 de grame, dospește în 3 ore. Dacă punem 80 până la 100 de grame, dospește într-o oră. Am dat acum doar niște timpi aproximativi ca să vă explic, pentru că dospirea variază mult în funcție de rețetă și de temperatura pe care o aveți în bucătărie la dospit. O altă îngrijorare pe care știu că o aveți este aceasta: dacă pun așa multă drojdie, nu o să aibă cozonacul gust de acru sau de fermentat? Răspunsul este nu și o să vă explic exact de ce. Drojdia este un organism viu. Să zicem că monstrulețul ăsta reprezintă un cup de drojdie de 50 de grame. Când punem drojdie într-un aluat, ea începe să se hrănească. Când se hrănește, produce două lucruri: alcool, care în exces dă gustul și mirosul acela înțepător pe care noi îl numim acru sau fermentat, și dioxid de carbon, care produce creștere, afânarea aluatului. Să zicem, spre exemplu, că se produc 10 grame de alcool și 10 grame de dioxid de carbon în 2 ore, ceea ce este exact cât ne trebuie nouă.
Dacă punem mai multe celule de drojdie la lucru, vom obține 10 grame de alcool și 10 grame de dioxid de carbon într-o oră în loc de două. Nu avem cum să obținem un gust sau un miros de acru sau de înțepător, pentru că s-a produs exact aceeași cantitate de alcool și dioxid de carbon, doar că mai repede. Dacă punem mai multă drojdie și lăsăm la dospit tot două ore, atunci da, aluatul va avea gust de fermentat, dar altfel nu. Este adevărat că și drojdia în sine, are un gust al ei aspru, dar nu este atât de pronunțat încât să-l simțiți într-un aluat dulce. Vă asigur că nu veți putea face diferența între un cozonac dospit cu 50 de grame sau cu 80 de grame de drojdie. A, și încă un lucru, dospirea unui aluat se face la loc cald, adică 30 de grade Celsius aproximativ. Când temperatura de dospire depășește 33 de grade Celsius, drojdia produce mai mult alcool decât de obicei, ceea ce nu este de dorit. Deci nu puneți aluaturile niciodată în locuri foarte fierbinți, cum ar fi pe calorifer, exact lângă ușa cuptorului în funcțiune, sau nu dospiți în cuptor. Spre exemplu, cuptorul meu electric are o funcție de dospire și temperatura minimă este de 40 de grade. Este mult prea mult pentru un aluat. Se poate înlocui drojdia proaspătă cu cea uscată? În ce cantitate? Întotdeauna se poate înlocui drojdia proaspătă cu cea uscată. În principiu, se înlocuiește 25 de grame de drojdie proaspătă cu 7 grame de drojdie uscată instant activă. Instant activă este cea care se adaugă direct peste făină, fără dizolvare. Pentru drojdia uscată activă, deci lipsește cuvântul instant, aceasta necesită mai întâi dizolvare, aveți nevoie cam de 10 grame pentru fiecare 25 de grame de drojdie proaspătă. Se poate congela drojdia proaspătă? Da, se poate congela. O porționați în bucățele de 25 de grame, înveliți în folie de plastic și puneți la congelator. Eu am aici câteva pachetele congelate de vreo 4-5 luni. Când o decongelați, se va lichefia, dar o folosiți așa cum este. De asemenea, trebuie să știți că o parte din celulele de drojdie nu supraviețuiesc congelării, de aceea e posibil ca drojdia decongelată să nu lucreze la fel de repede ca cea proaspătă, dar dospește destul de bine. Pot să înlocuiesc drojdia cu praf de copt? Drojdia nu se înlocuiește aproape niciodată cu praf de copt. Există pe canal o rețetă de pâine cu praf de copt și dacă ați încercat-o, știți deja că este doar o soluție de criză când chiar nu găsim drojdie. Praful de copt sau bicarbonatul nu poate afâna bine un aluat frământat și gustul lasă mult de dorit. Așadar, pentru aluaturi frământate, folosiți doar drojdie. Dragilor, acesta a fost videoclipul de astăzi. Sper că a fost pe înțelesul tuturor, chiar am încercat să dau explicații cât mai simple și utile. Vă aștept data viitoare la rețeta de cozonac însiropat. Vă pup, numai bine!